să vă dau interdicție la toate. El este Mario Balint și dacă numele nu vă spune prea multe, vă spunem noi. Este fiul controversatului Sile Cămătaru și nepotul celebrului Nuțu. Am 21 de ani și la vârsta asta e viața mai frumoasă, deci sunt vagabond. Poate că viața este frumoasă pentru Mario, acum când este liber și se poate bucura de frumusețile patriei. Noi avem cele mai frumoase femei din lume. I-au lipsit cât timp a stat în arest. Cum? Ați uitat? În decembrie anul trecut, fiul lui Sile Cămătaru a fost reținut pentru 29 de zile. Pentru cămătărie. Luam o mașină pe 5.000 de euro, mă duceam, o luam, o vopseam, o arângeam și luam 7.000 pe. M-am ocupat de când sunt copil cu toată lumea, știe, toți prietenii mei, și m-am ocupat și cu haine și cu parfumuri și cu tot ce s-a putut. Eu dacă am împrumutat câțiva prieteni cu bani, nu i-am amenințat, nu le-am cerut nimic, ca puteți să le luați declarații. Și-a rănit doi veri într-un accident de mașină, victimele copiii lui Nuțu Cămătaru. Și un nou dosar penal a fost deschis pe numele lui Mario. Acum tânărul încearcă să uite de belele în club. Sunteți curioși cum agață? Am puțin, cum s-ar zice, între ghilimele, vrăjeală și știu să fiu atent cu ele. La talentul de cuceritor se adaugă și renumele familiei. Atât tatăl cât și unchiul său, Temuții Sile și Nuțu Cămătaru, au făcut vâlvă în presă și mulți maneliști le-au închinat cântece lor. Azi ziua la băiat și ziua la fată, o sărbătoresc mereu amândoi odată. Încă nu am un statut așa mare că, cum am zis, sunt un puș, nu prea am ce statut să am eu personal. Eu zic că... Nu, ai tu, dar faci parte din statutul altora. Fac parte din statutul altora, dar nu prea am acces eu la el, cum s-ar zice. Eu, mie îmi place să fiu pe picioarele mele, să mă descurc eu și de asta nu am un statut. Nu ai acces la carduri, la nimic, sunt ascunse, vine, le pune pe șpănel să n-ajungi? Nu, suntem oameni normali, ca tu și alții. Avem un trai decent, nu neapărat facem parte din milionari sau... Mario Balint spune că a fost nevoit să se descurce singur. A trăit fără tată 10 ani, cât timp Sile Cămătaru a fost la închisoare pentru cămătărie și proxenetism. S-a eliberat abia anul trecut. Cu ce gând ați ieșit acum? Cu gânduri bune. Când ați avut curaj să mi-o spuneți în față, mi-ați luat câțiva ani din viață. Nici unchiul lui, Nuțu Cămătaru, nu i-a fost aproape. Și el a stat la pușcărie 6 ani pentru tâlhărie. A fost eliberat în iunie 2010. Am norocul scris în frunte, norocul meu, da. Ce să le fac la dușman să le dau capul meu. Atunci, Nuțu a încălecat un armăsar negru de peste 100 de mii de euro și a plecat triumfător spre casă. Mario vrea un alt viitor pentru el. Spune că este student în anul 3 la drept și se declară un băiat sensibil. Când mă bag într-o relație, nu merg până la capăt, orice ar fi, și mă îndrăgostesc foarte repede. Adică nu renunț cu una, cu două, de asta nici nu vreau. Mi-e teamă să mă îndrăgostesc pentru că mă îndrăgostesc foarte rău și foarte repede. Lui Mario Balint i-a picat cu tronc Mădălina Ghenea. Da, român. Leonardo DiCaprio, nu știu numele, știu că îi zice Merdeneaua. Nu știu cum o cheamă, bruneta aceea focoasă, dar a plecat în Italia și e tot româncă. Ea este femeia de care s-a îndrăgostit fiul lui Sile Cămătaru și nu e deloc de mirare, pentru că românca l-a băgat în boală și pe Leonardo DiCaprio. Pentru mine contează să fie cu minte și să aibă un respect așa față de mine, că sunt multe fete care în ziua de astăzi nu prea mai respectă băieții. La cea mai mică greșeală îl părăsește și ia pe altul. Rămâne de văzut dacă și Mario va fi pe gustul Mădălinei. Până când va avea ocazia unei întâlniri cu ea, Mario trage cu ochiul și la fetele din țară. Ți-ar place să o duci acasă pe Daniela Crudu de tot, definitiv, irevocabil? Sincer, nu. Apreciez ca femeie, frumoasă, a fost deșteaptă, s-a descurcat, dar nu e genul meu. Pamela din România e tunată. Mie nu mi se pare că e frumoasă, mi se pare că e tunată. Antonia, un exemplu bun. Mie mi se pare ok. Antonia e și frumoasă și deșteaptă și dă vreme acasă și...